Zeci de profesori prahoveni au ieșit astăzi în stradă, nemulțumiți fiind de salariile mici, dar și de diminuarea numărului de posturi din învățământ. Aceștia au organizat un meeting de protest timp de 2 ore chiar în fața prefecturii și au cerut demisia guvernului, considerat de către cadrele didactice principalul vinovat pentru situația lor. Demisia! 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 Dascălii spun că cei 6% din PIB care sunt specificați în legea educației naționale nu au fost dați niciodată. Mai mult, cadrele didactice spun că pentru învățământ au fost dați doar 3% din PIB. Nemulțumiți sunt și din cauza posturilor blocate. Aceștia au ales să tragă un semnal de alarmă chiar de ziua educației. E cel mai potrivit moment să arătăm țări întregi și nu numai țări întregi, ci și Uniunii Europene, condițiile de muncă ale salariatului din învățământ. Fiindcă în momentul de față, salariații din învățământ ajung să primească în mână și 300 de lei. E un semnal, noi nu cedăm niciodată. Continuăm lupta pentru că poporul român este obișnuit cu această luptă. Nu. Uitați-vă ce scrie aici. E vorba de lipsa de respect. Noi rezolvăm cu mult mai multe probleme în afara catedrei decât ar trebui să rezolvăm postul strict didactic. Suntem nemulțumiți pentru neacordarea celui de-al 13-lea salariu, pentru neacordarea banilor privind decontarea cheltuielilor de navetă. De asemenea, nu s-a mai acordat cei 100 de euro pentru carte didactică. Sălile de clasă în care învățăm nu au fost igienizate. Nu suntem de acord nici cu creșterea vârstei de pensionare, nici cu utilarea necorespunzătoare a școlilor, materiale didactice rămase în urmă. La meetingul de astăzi au participat aproximativ 100 de profesori din Prahova.